Salut! Bine ați venit pe itsystem.org. Numele meu este Ionuț și astăzi vreau să vă prezint modul în care setați configurările de rețea în Linux. Pe scurt, vom discuta despre adrese IP, adrese MAC, netmask, DNS și modurile în care verificăm conectivitatea la internet. Prima comandă prezentată va fi ifconfig, comandă cu ajutorul căreia putem afla configurările de rețea. O simplă rulare a acesteia, fără niciun parametru, va afișa toate interfețele active la un moment dat, cum ar fi ETH0 și interfața de loopback. De asemenea, sunt afișați și parametrii suplimentari, cum ar fi adresa MAC, adresa IP, adresa de broadcast, masca de rețea. De asemenea, o altă informație importantă este MTU, Maximum Transfer Unit, astfel încât noi putem trimite și primi pachete în internet cu o dimensiune maximă de 1500 de bytes. Pentru a afișa informații suplimentare doar pentru o anumită interfață, va trebui să o specificăm ca parametru comenzii ifconfig. De exemplu, ifconfig eth0 va afișa informații despre interfața dorită. Pentru a dezactiva și activa o anumită interfață, vom folosi comenzile ifdown și ifup, urmat de numele acestea. Această operație necesită ca utilizatorul să fie root, sudo su. Vom folosi ifdown și vom închide interfața de loopback. Iar dacă vom rula comanda ifconfig, observăm că aceasta nu mai este prezentă. Pentru a afișa toate interfețele, inclusiv cele inactive, vom folosi comanda ifconfig urmată de parametrul a și observăm că este afișată și interfața de loopback. Pentru a activa din nou interfața, vom folosi comanda ifup, urmat de numele acesteia, respectiv lo, dar un ifconfig fără niciun parametru o va afișa, bineînțeles. Pentru a testa conectivitatea, vom folosi comanda ping, urmată de adresa IP sau numele localhost și observăm că interfața de localhost este activă. Pentru a trimite doar un anumit număr de pachete, va trebui să folosiți parametrul C, urmat de numărul pachetelor, să spunem 2, și observăm că au fost trimise doar 2 pachete. Pentru mai multe informații despre comanda ping și traceroute, vă rog să urmăriți tutorialul IT Assistant. Îl puteți găsi dând click pe linkul din partea de jos a tutorialului. Pentru a afla gateway-ul implicit, va trebui să folosiți următoarea comandă, root, urmată de parametrul -n. Observăm că toate pachetele, indiferent de IP, se vor duce în adresa de IP 192.168.110.2. Pentru a afla detalii despre serverul de DNS, va trebui să inspectăm fișierul etc-resolve.conf și observăm că acesta este 192.168.110.2, ce este în mare un server de DNS, deoarece comunicarea în internet se face doar prin adrese IP. Ar fi fost foarte greu ca fiecare să învețe toate adresele IP, astfel încât s-a inventat serverul de DNS. Iar noi nu vom trebui să știm niciodată adresa IP a Google-ului pentru a-l accesa. Pur și simplu scriem google.com într-un browser și pagina ne este adusă, de exemplu google.com, și observăm că avem pagina cerută. Ce se va întâmpla însă dacă vom șterge serverul de DNS? Pentru aceasta, bineînțeles, trebuie să fiți root. Eu sunt deja. Ștergem serverul. Iar dacă vom reporni browserul, observăm că pagina nu se mai încarcă. Însă, dacă știm adresa IP al Google-ului, bineînțeles, acesta se va încărca. Să încercăm. 74.125.43.103 și observăm că Google-ul s-a încărcat. Însă, în continuare, google.com nu se încarcă, deoarece nu mai avem server de DNS. Să modificăm serverul de DNS. Mai exact, să adăugăm unul nou.
sau îl adăugăm pe cel de la Google, name server. Aceasta este sintaxa, urmată de IP-ul serverului. Acesta este 8888. Salvăm fișierul, repornim browserul și observăm că acum Google-ul se încarcă din nou. În continuare vă vom prezenta moduri de configurare a rețelei. Începem prin configurarea temporară, și anume cea dinamică. Acest lucru se face cu ajutorul unui server de DHCP. Astfel, acest server ne va da o adresă IP. Comanda este următoarea, DHClient, urmată de interfața pentru care vrem să obținem un IP cu ajutorul unui server de DHCP. Și observăm că ni s-a dat această adresă IP, care se va reînnoi după 882 de secunde. Mare atenție însă, la repornirea sistemului, aceste modificări se vor pierde. Pentru a configura static și temporar o interfață, vom folosi comanda ifconfig. Am făcut acest lucru la începutul tutorialului, când am creat o nouă subinterfață. Să facem din nou acest lucru. Vom modifica parametrii interfaței ETH0. Noul IP va fi, în loc de 129, vom scrie, de exemplu, 15/24, acesta este masca de rețea. Iar dacă dăm un ifconfig, observăm că deci adresa se termină în 129, iar noua adresă se termină în 15. Să testăm acum conectivitatea la internet. Observăm că nu mai este conectivitate la internet. Dacă vom da un root -n, observăm că default gateway nu mai este. Va trebui să-l adăugăm din nou. Cum facem acest lucru? La fel, cu ajutorul comenzii root add default gateway, urmat de parametru, era 192.168.110.2. Dacă dăm un root -n, observăm că din nou avem default gateway, iar dacă vom încerca din nou conectivitatea la internet, observăm că internetul merge. În continuare, vă vom prezenta modul de configurare a rețelei în mod permanent, astfel încât și după restartarea sistemului, aceste modificări încă vor fi active. Începem prin configurarea dinamică. Bineînțeles, trebuie să edităm într-un fișier. Acesta va fi ETK Networking Interfaces. Să-l inspectăm mai întâi. Acesta este. Să-l edităm. Bineînțeles, trebuie să fiți root. Pentru a configura în mod dinamic și permanent interfața ETH0, va trebui să folosim următoarea sintaxă. Auto ETH0 iface ETH0 init DHCP. Astfel încât această interfață își va lua la butare un IP prin serverul de DHCP. Dacă vom reporni interfața, putem reporni întreaga rețea. Dăm restart. Și observăm acum că din nou și-a luat IP prin serverul de DHCP. O verificăm dacă mai avem rută default. Este în continuare rută default. Iar dacă vom verifica IP-ul, observăm că s-a schimbat din nou. Era .15, cum l-am modificat, acum este .129. Pentru a modifica parametrii unei rețele permanent și static, la fel, vom edita fișierul Network Interfaces. Însă, în loc de init DHCP, vom scrie static, deoarece o configurăm static. Vom scrie parametri, adres, urmată de adresa IP, să-i spunem 192.168.110.2.
110 din nou în 15. Netmask, să-i spunem 255.255.255.0, adică slash 24, și bineînțeles putem specifica și getoil-ul și îl vom scrie 122.168.110.2. Restartăm interfața. Iar dacă dăm un if config, observăm că adresa IP este acum 192.168.110.15. Dacă dăm un root n, observăm că avem default gateway, deci pagina Google va trebui să se încarce. Se încarcă, totul este ok. Pentru a afla mai multe informații despre cum putem configura cu ajutorul PPOE, Point-to-Point over Ethernet, o interfață, vă rog să urmăriți tutorialul IT Assistant. Îl puteți găsi dând click în partea de jos al acestui tutorial. Sper că v-a plăcut tutorialul. Dacă aveți întrebări, vă aștept în secțiunea de comentarii. La revedere!